Iar acum, cu îngăduința dumneavoastră, pentru că vă spuneam, vorbim de o corală performantă, aș vrea să trec în revistă cele mai importante momente din drumul acestei echipe de profesioniști muzicieni. Corala bărbătească Armonia a fost înființată în anul 2001 la inițiativa arhidiaconului asistent universitar dr. Ion Iulian Dumitru în cadrul seminarului teologic ortodox din Tulcea. Din anul 2004, corala Armonia se află sub patronajul Arhiepiscopiei Tomisului, bucurându-se întotdeauna de susținerea Înalpreasfinției sale Teodosie. În vara anului 2012, Corala Armonia participă la Festivalul Internațional Folclor Fără Granițe, organizat în Dobrici, Bulgaria. Apoi participă la World Choir Games în Cincinnati, Statele Unite ale Americii. Este vorba despre cel mai prestigios concurs coral la nivel mondial. Acolo este dublu medaliată cu aur. Succesul acestei corale nu se oprește acolo. Merg mai departe și obțin, veți vedea din ceea ce am să citesc, numai medalii de aur. Iulie 2013 participă la Graz, în Austria, la European Choir Games. Este din nou medaliată cu aur la secțiunea folclor, cu argint la secțiunea artă sacră, iar la secțiunea cor bărbătesc de cameră obține marele premiu. În iulie 2014, la Riga, Letonia, participă la World Choir Games, unde este laureată cu medalie de aur la secțiunea artă sacră și de asemenea cu medalie de aur și marele premiu la secțiunea cor bărbătesc de cameră. În prezent, Corala Armonia este compusă din 30 de membri, clerici, studenți, masteranzi ai facultăților de teologie și arte ale Universității Ovidius, iar astă seară au gândit pentru dumneavoastră un spectacol în care veți redescoperi prelucrări corale ale multora dintre colindele tradiționale, colinde religioase, dar și cântece de Crăciun din repertoriul internațional. Rând pe rând, vreau să îmi permiteți să vi prezint pe cei care vor fi soliști astă seară: baritonul Alexandru Chiriac, arhidiacon Mihai Urzicana, arhidiacon Doru Emanuel Pantazi, arhidiacon Bartolomeu Trofin, arhidiacon Florin Popa, diacon Bogdan Ioan Alexiuc, la pian va fi Valentin Vădănoiu, coordonator al proiectului arhidiacon dr. Bogdan Chiriuță, consilier cultural al Arhiepiscopiei Tomisului. Cel care, spuneam, a avut inițiativa alcătuirii acestei corale este dirijorul pe care îl veți vedea astă seară conducând corala Armonia, doamnelor și domnilor, arhidiacon, asistent universitar dr. Iulian Dumitru. Îi invit în scenă și vă las să vă bucurați de o clipă cu totul specială pe care o dorim, memorabilă pentru fiecare dintre dumneavoastră. O seară frumoasă! Mâine dimineața la moș ajun, mâine dimineața la moș ajun, mâine dimineața.
cântat, n-ai vremea de împodobit. Lelioară, trandafir și Crăciunul a sosit, și Crăciunul a sosit. Ce-ați văzut, păstori, sculați până-n zori? Am văzut pe prunc Iisusul, prunc Iisus din cer venitul, Fiul Dumnezeiesc, Fiul Dumnezeiesc. Ce palat avea, unde Domnul sta, peșteră străină rece, peșteră de dobitoace, ce-avea de-așternut micul nou născut. Ieslea era culcușul, fân și paie așternutul micului stăpân, micului stăpân. Cine sta cu el, Domnul mititel? Sta Maria, Maica Sfântă, sta Iosif cu fața-i blândă, sta și se-nchina. Cine îi cânta, cine-l preamărea? Îngerii din cer veniră, vesele cântări doiniră, micului Iisus, micului. Ce-ați văzut, păstori, sculați până-n zori? Ce-ați văzut, păstori, sculați până-n zori? Domnule, Domnule,
Pentru morți și pentru vii, noaptea asta e o zi. Vin în căni și nuci îmblit, multe ceruri se deschid. Pentru morți și pentru vii, noaptea asta e o zi. Vin în căni și nuci-mblit, multe ceruri se deschid. Sfântă noapte de Crăciun, noaptea sufletului bun. Ziua sus și noapte jos, nu au pâine cei săraci, dar miroase a cozonaci. Nu-i dreptate pe pământ, dar se naște pruncul sfânt. Nu au pâine cei săraci, dar miroase a cozonaci.
nu-i dreptate pe pământ, dar se naște pruncul sfânt. Sfântă noapte de Crăciun, noaptea sufletului bun, ziua sus și noapte jos, s-a născut Iisus Hristos. Noaptea rugilor fierbinți se-ntorc fii la părinți și părinții la străbun, sfântă noapte de Crăciun. Noaptea rugilor fierbinți se-ntorc fii la părinți și părinții la străbun, sfântă noapte de Crăciun. Sfântă noapte de Crăciun, noaptea sufletului bun, ziua sus și noapte jos, s-a născut Iisus Hristos. Și în fiecare an lăcrimează mame-n van să se-ntoarcă înapoi prizonierii de război. Și în fiecare an lăcrimează mame-n van să se-ntoarcă înapoi prizonierii de război. Sfântă noapte de Crăciun, noaptea sufletului, ziua sus și noapte jos, s-a născut Iisus Hristos. Sfântă noapte de Crăciun, noaptea sufletului, ziua sus și noapte jos, s-a născut Iisus Hristos. Шедрик, прилетіла ластівочка, стала собі шеветати, господаря, викликати, вини, вини, господарю, подивися на кушаню, там овечки покотились, саянишки народились, тебе то барве скороші, будеш мати мир у гроші, тебе то барве скороші, будеш мати мир у гроші. Щедрівочка прилетіла, ластівочка стала собі щебетати, господаря викликати, вини-вини, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились, саянишки народились, тебе товар весь хороший, будеш мати мир у гроші.
de lumière dans la neige, mille étoiles du berger, et des hommes en cortège vont chanter la joie de mai. Jingle bells, welcome all the way. All I find is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, welcome all the way.
way. All that fire is to ride and run us all the same. Jingle bells, on them all the way. All that fire is to ride and run us all the same. Jingle bells, on them all the way. All that fire is to ride and run us all the way. Stele sinte aurite din cer parcă sunt venite în suflet și în viața noastră o minune să împlinească. Dacă mult mai bune am fi, ce dorim vom dobândi, sănătate și iubire, liniște și fericire. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, ce bucurie ar fi. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, mai bun poate am fi. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, ce bucurie ar fi. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, mai bun poate am fi, ce bucurie ar fi. Daruri multe să primim, dar și noi să dăruim. Mult melșug și spor în case, sărbători cât mai frumoase. Iar colinde de Crăciun să răsune ca acum, zi de zi în viața noastră o minune se-mplinească. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, ce bucurie ar fi. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, mai bun poate am fi. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, ce bucurie ar fi. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, mai bun poate am fi. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, ce bucurie ar fi. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, mai bun poate am fi. Dirijor, arhidiacon, asistent universitar, dr. Iulian Dumitru. O seară cu totul specială. Vă mulțumim pentru asta, pentru fiecare emoție transmisă către dumneavoastră, către telespectatori. Sper să avem posibilitatea cât mai multor astfel de întâlniri și dacă seara aceasta este una memorabilă, vă rog să îmi permiteți să-l invit în scenă pe cel care e vinovat într-o oarecare măsură de întâlnirea din această seară. Doamnelor și domnilor, îl invit la microfon pe înalt preasfinția sa, Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Bună seara și bună pregătire de sărbători! Crăciunul, dacă nu este pregătit cu colinde, nu se poate simți și nu se poate trăi. Vă dorim ca aceste colinde pe care le-ați ascultat să vă fie hrană pentru suflet, bucurie inimii, tărie nădejde, lumină credinței și jertfă dragostei, să trăiți sărbătorile Crăciunului cu inima aprinsă de dragoste
și cu sufletul strălucind de razele credinței, pentru că cel ce se naște este soarele dreptății care a venit să lumineze toată lumea și să lumineze sufletul fiecăruia dintre noi în parte. Vreau să vă spun că acești tineri care v-au colindat sunt cei care îmi dau aripi rugăciunii la Sfânta Liturghie și la slujbele pe care le săvârșim. Ei sunt cu adevărat niște oameni dedicați. Ei cântă cu glasul, dar și cu inima și cu sufletul. Toți sunt oameni de credință și oameni de jertfă și de dragoste. Aplauz.